Un bărbat din Lelești a vrut să se plimbe, dar cum nu avea mașină, a furat-o pe unui prieten cu care fusese la o petrecere. Bărbatul de 33 de ani a fost prins de polițiști pe o stradă din Târgu Jiu. Oamenii legii au descoperit că acesta avea o concentrație de 0,83 mg pe litru alcool pur în aerul expirat și nu poseda permis de conducere. Un bărbat de 32 de ani din comuna Lelești este cercetat de polițiști ca urmare a faptului că ar fi fost depistat în timp ce conducea un autoturism pe care l-ar fi susținut tras, aflându-se sub influența alcoolului și fără a deține permis de conducere. În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt în scop de folosință și conducerea unui autovehicul pe drumurile publice de către o persoană care se află sub influența alcoolului și nu deține acest drept. Polițiștii i-au întocmit dosar penal pentru infracțiunile de furt, conducerea unui autovehicul pe drumurile publice având o concentrație alcoolică peste limita legală admisă și pentru conducere fără permis.